Bună dimineața! Astăzi începem marea nebunie și anume traversarea Angliei de la vest la est, chiar de aici, din St. Bees. Și nu avem cum să începem toată distracția asta, dacă nu, mergem să vedem punctul de unde începe oficial marea călătorie. Și e un pic mai în față. Și după cum vedeți, acolo sus scrie începutul acestei drumeții de pe coastă pe coastă. Avem aici un ghid. Noi suntem în acest moment aici, în St. Bees, și trebuie să plecăm de aici, să mergem tocmai în Robin Hood's Bay. Foarte rapid pe această hartă, doar că eu cred că am nevoie de 14-15 zile să fac toată drumeția. Toată distanța e undeva la 190 de mile. Ar fi cam 305 km, iar cel care a împărțit pe zile toată drumeția este Alfred Wainwright. Chiar a scris o carte despre această drumeție și acum că v-am prezentat, să începem. Și mai e o tradiție până să plecăm. Trebuie să iei o piatră de aici, de la Marea Irlandei, să o bagi în apă sau, dacă ți-e mai ușor, poți să iei una direct din apă, să o car cu tine tot drumul, iar când ajungi la Marea Nordului, în partea cealaltă a Angliei, să o arunci în apă. Asta o să facem și noi. Și hai să căutăm o piatră, dar o să-mi dau ghiozdanul jos, pentru că e super greu, nu pot să fac asta cu ghiozdanul în spate. Și hai să sărim aici, să alegem o piatră. Ce ziceți? Să car asta cu mine? Da, luăm o pietricică mai frumușică, așa. Ghiozdanul e acolo, văd că e în siguranță. Una micuță, drăguță. Uite, asta este frumoasă. Da, hai să o luăm pe asta, că îmi place. Aș fi vrut una mai rotundă, totuși. Nu, las-o pe asta. Am pus mâna pe ea, prima alegere, asta e. Și acum o băgăm în apa asta, care e super, super verde. Dar e ok. O băgăm un pic aici. Și asta va fi piatra pe care o vom lua noi și o vom duce tot drumul. Ea va sta cu mine în această borsetuță. Bine, ea va sta în borsetuță, nu eu. Dar ea va sta cu mine. Și vă spuneam că toată drumeția este împărțită în mai multe zile, iar în prima zi avem această hartă. Sper să puteți să înțelegeți. Eu plec de aici, din St. Bees, și trebuie să merg pe coastă până undeva aici. Ceea ce nu înțeleg eu, de ce n-au tăiat-o așa să scurteze? Dar, cum v-am zis în vlogul trecut, probabil aici sunt niște view-uri super mișto, văd că este și un lighthouse, iar aici ar fi cel mai de vest punct al acestei drumeții și probabil de asta au făcut așa. Dar asta va fi harta noastră pe ziua de azi. Oficial am pornit, sunt bine, sunt plin de entuziasm, cu toate că aș mai fi rămas pe plaja asta. E atât de mișto și e cald, astăzi e călduț, e bine. Și avem și primul semn, coast to coast, în direcția aia, tântișora aia de acolo m-a întrebat dacă am terminat drumeția sau de bea o încep și dacă am cur cu mine tot ce am în bagaj. Da, foarte drăguți oamenii de aici. Urmează o porțiune de urcare care mă rupe. Nu v-am povestit de rucsac. Rucsacul are undeva la 17 kg. E greuț, într-adevăr. Dar din ce am cântărit eu, numai mâncarea ajunge undeva la 2,5 kg, aproape 3. Și cu siguranță pe parcurs se va goli. Dar uitați cât de mișto se vede St. Bees. Eu o să vorbesc cu pauze, că nu mai am respirație în mine. Dar na, ăsta e începutul, e greoi.
iar dacă reușesc să trec de panta asta, termin traseul. Am zis, uitați-o pe femeia, s-a oprit ca obosit, e super panta aici, nu știu dacă se vede pe înregistrare. Și vreau să facem o tradiție, asta e prima poartă pe care am traversat-o și vreau să ne uităm la mecanismul porții, pentru că pe mine mă fascinează. Deci ce trebuie să facem? Trebuie să ridicăm, deci în momentul când tragi de asta, se deschide poarta. Și hai să încercăm cu piciorul să o deschid, deci trag, s-a deschis acolo și altă viață. Da, o să facem o tradiție din asta și văd aici un arc care ajută poarta să se închidă. Super mișto! Ne întoarcem la pantă. Voi nu cred că realizați cât de înclinat e solul aici. Și urcăm. Dar am zis, dacă trec de asta, termin tot traseul. Am terminat porțiunea aia super complicată și am găsit viewpoint-ul ăsta aici. Și avem tot felul de lucruri pe care putem să le vedem. Uitați, de exemplu, aici, din partea asta se vede farul. Și pe acolo o să trecem noi. Da, avem aici încă o poartă. Văd că n-are niciun mecanism. E tot așa stricată. Dar aici o să le trimit un mail. Dacă termin această drumeție, vreau poza mea aici. Și cum intru eu aici? Ia să vedem. Hai că am încăput. Da, din partea aia vin și în partea aia mă îndrept. Hai să dăm bătaie. Lăsăm și viewpoint-ul ăsta în spate. Da, până acum e cam aglomerație, pentru că oamenii din sat vin aici și fac o drumeție scurtă, nu știu, e una de câteva mile, câțiva kilometri. Și apoi scap de toată lumea. Am găsit un loc în care nu e vânt, aș putea să vă vorbesc. N-ai cum să vorbești când mergi așa pe coastă. Eu vin din direcția aia și trebuie să mă duc pe acolo, pe sus. Ar trebui să ies pe aici. Dar ceva mă atrage la plaja aia și aș vrea să văd și eu ce e. Și aș vrea să clarific de la început. Această drumeție este personală, pe care o împărtășesc cu voi, dar nu caut doar frumosul. De exemplu, aș putea să vă spun despre mortul pe care l-am în spate. Așa l-am botezat cu Andreea când l-am pus prima oară în spate. Când l-am pus prima oară în spate, am zis, mamă, zic că duc un mort în spate. Are, v-am zis, momentan are 17 kg și dacă va apărea vreo filmare cu mine în care o să-i trag câteva picioare, asta înseamnă că îmi vărs eu frustrarea și voi nu ar trebui să vă supărați. De uite ce frumos e peretele asta. Curge apă de pe perete, pe frunzele alea, pe mușchi, am vrut să-i zic, dar nu găseam cuvântul. Și se vede super, super drăguț. Dar hai la plajă, pentru că vrem să o vedem. Cred că și voi, de asta am zis, vrem să o vedem. Trebuie să scap neapărat de forma asta de adresare la plural când vorbesc despre mine. Oh! E destul de complicat să vezi când urc. Wow, cum se deschide golful ăsta și presupun când e flux, apa vine până aici, până sus. Da, e superb aici. Mi-ar fi părut rău dacă n-aș fi coborât. Am stat pe gânduri, recunosc, pentru că, așa cum v-am zis, am mortul ăsta în spate care cântărește o grămadă. Și am zis, pierd vremea, o să stau să urc iarăși foarte mult. Dar nu, nu vreau să-mi oprească greutatea, bucuria de a călători. Wow, ce mișto e aici. Și chiar nu-mi pasă dacă nu se aude bine, dacă se aude vântul prea tare. Vă bag și pe voi cu mine aici în toată chestia asta. Uitați-mă, sunt meduze, nu știu ce sunt astea. Da, și ce am uitat, că voiam să vorbesc și de lucrurile pe care le-am uitat.
am uitat să-mi iau brichete, așa că dacă mi se strică bricheta, îmi sare piatra, am pus-o. Ăsta este my precious. Și acum s-o scap în... în apa asta pe aici să mai găsesc. Da, dacă mi se strică, nu știu ce o să fac. Dar oricum, diseară ajung în alt sat și o să-mi cumpăr, o să-mi cumpăr brichete, o să-mi cumpăr 10 ca să am. Bă, dacă de frumos e locul ăsta aici. Voiam să zic, mi-aș pune un cort aici, dar unde? Că dacă am pun un cort mâine dimineață, sunt plutesc, că vine apa. Pe unde, mă? Am izbutit, am reușit, am urcat pe aici, am ieșit pe poarta aia, am intrat pe poarta cealaltă, view-ul de aici este extraordinar și urmează ceea ce îmi doream cel mai mult, adică scări. Da, sunt niște scări aici, am văzut că și acolo în față sunt din nou alte scări. Băi nene, e destul de complicat, asta nu mai este drumeția de la coastă la coastă. Asta este drumeția pentru a rămâne în viață, cred. E complicat rău. Dar în spate, uitați cum arată totul. Cred că asta mă ține tare. Fac 10-15 pași, mă uit în spate. Uite, cineva face grătar acolo. Nu prea ai voie să faci grătar aici. Ce frumoase! Într-un final înțeleg și eu o vorbă din popor. Stai ca vaca în drum. Uitați aici vaca. Ce drăguțe sunt! Și ăsta mic aici. Foarte drăguț, da. Și am trecut deja de far. Și mai am de mers, bineînțeles. Sper să mă auziți. Ăsta este cel mai vestic punct de pe acest traseu și acum o iau spre interior și mă duc spre est. Deci drumul duce spre est. Am făcut o pauză că nu se mai poate. Mi-am scos două batoane de astea să mănânc. Și cu ocazia asta mortul va deveni mai ușor pentru că am 35 de grame aici și 35 de grame aici, deci undeva la 70 de grame va fi mai ușor mortul. Și uitați ce view am aici în față. Cu adevărat să mănânci ceva aici. Și dacă ne uităm un pic pe hartă, am ajuns la Lighthouse și sunt undeva pe aici. Și acum mai am porțiunea asta foarte mică pe lângă mare și voi intra în insulă, să zic așa, și eu trebuie să noptez undeva aici. Mai am o grămadă de mers. Și ca o completare la ce vă spuneam, ceea ce vedeți voi acolo în față nu e Anglia, este Scoția. Granița e undeva pe aici. Da, acum hai să-l luăm pe mort, domnul mortu, și să mergem. Da, sunt puțin debusolat pentru că îmi arată traseul și pe acolo, dar și aici. Și pe telefon, dar și în carte, într-adevăr, pe aici ar fi. Sper să nu se ia nimeni de mine. Dar vreau să mai privim. S-a auzit ceva aici. Hai să mai privim o dată marea, pentru că o vom lăsa în urmă. Oh, și ce briză mișto e aici. După aproape 7 km, vreau să vă zic cu mâna pe inimă că se simte bine când calci pe asfalt. Și mergi mai cu ritm, așa. Mi s-a părut că se aude o mașină. Ce mișto e drumul ăsta. Ia uitați-vă un pic. Îmi aduce aminte de o poză, chiar nu știu de unde este poza, cu tot așa cu niște pereți, dar de zăpadă. Și mașini printre acele troiene. Foarte tare e drumul ăsta. Mă gândeam acum că mai am vreo 10 km, ajung, îmi pun cortul, mă odihnesc și când mi-am ridicat privirea din
din gândurile mele proprii, pentru că eu mă uitam în față, când mi-am ridicat privirea și am realizat ce e în față, am zis, oh, nu, pe acolo trebuie să merg eu. Ia uitați! De mâine va fi și mai dificil, pentru că acum avem o porțiune, v-am zis, de 2-3 zile de urcat. Dar e extraordinar. Într-un final am ajuns în primul sat din călătoria mea. Se numește Sandwich și ar trebui să dau de un peco sau de un magazin acum pe drum. Așa cum vă imaginați, sunt numai case de vacanță. Da, nimeni nu stă aici. Pe timpul verii toată lumea vine în vacanță. Și am văzut și câteva de vânzare. Nu îmi spune că e închis, că aș fi băut ceva rece. E închis, băi. Dar, pe hartă, îmi arată că ar fi un peco. Unde, nu știu, că se termină satul. Asta e, mai avem niște apă, dar voiam ceva rece cu adevărat. Deci traseul ăsta e super ciudățel, așa. M-a băgat prin curțile oamenilor pe aici. Ia, coast to coast, trebuie să facem dreapta. Aici e o fermă. Nu mai înțeleg nimic. Da, pe aici. Bă, eu ce sper să nu mă întâlnesc cu câini de aia fioroși ca acasă. Adică să fie o fermă fără câini. Da, și miroase a vaci, a oi. Deci nu mai pot de nervi, nu mai pot de nervi, am pierdut o grămadă de vreme. Să vedeți ce mi s-a întâmplat. Pe traseul pe care îl urmez eu, vin de undeva de sus, pe lângă casa aia unde erau să mă mănânce niște câini. Și aici e o linie de tren. Și mi-a arătat că pe acolo se face trecerea liniei de tren, da? Și ce să vezi, nu era pe acolo. Am ajuns apoi la gardul ăsta aici, nu după linia de tren, dacă vă uitați cu atenție, sunt niște boschițe, ăla este un gard. Și am zis, băi, n-are rost să merg până aici, că pierd timpul. Urc înapoi cu tot cu ghiozdanul, adică cu mortul, că nu mai sufăr. Urc cu el, tuma, pe unde e mașina aia pe acolo? Și acolo îmi spune că s-a schimbat ruta de la coast to coast și trebuie să mergi pe unde e mașina aia și să cobor după gardul ăsta și este o trecere la copace, acolo este o trecere pe sub. Cred că am pierdut o oră pentru că am făcut o grămadă de pauze cât am urcat dealul ăsta. Am înnebunit, așa că nu cred că mai am nicio șansă să ajung la Enerdel Bridge. Mai am o grămadă de mers până acolo. Vreau să-mi iau niște apă, mai am apă, dar aș vrea să am peste noapte și să-mi pun cortul pe undeva pe aici, nu contează pe unde îmi pun. Vreau doar să mă așez, dar bine, mai am de mers, dar nu cred că o să ajung până unde mi-am propus eu astăzi. Ia uitați mecanism aici, trebuie să apeși pe chestia asta ca să-ți iasă, ai acolo un arc, oh, a ieșit și acum trebuie să o închizi din nou. Nice! Nu știu cum am ajuns în situația asta. Ori am avut eu niște așteptări super mici, am zis, bă, fac eu imediat traseul ăsta. Ori mi-am pus prea multe în rucsac, dar nici n-am ce să scot. Pardon, eu mănânc acum. Acel rucsac cântărește, v-am spus, vreo 17 kg. Mă rupe, pur și simplu mă rupe la umeri. Și nici n-am ajuns în prima zi unde mi-am propus, hai să vă arăt. Și cum v-am arătat de dimineață, plecarea s-a făcut de aici, de la St. Bees. Am mers pe tot traseul ăsta și eu trebuia să ajung undeva aici. Ghiciți ce? Eu sunt în Clitormore. Cum am ajuns aici? O să vă povestesc imediat. Dar de la Moor Row eu trebuia să cobor spre Clitor, dar n-am vrut să fac așa, m-am dus în sus. Și o să vă povestesc de ce. Și acum, dacă tot am ajuns în Clitormore, mi-am luat o baghetă, mi-am luat un suc, mi-am luat un Red Bull, am și un recipient nou, vă povestesc de unde l-am.
Oh, lăsați-mă să termin sandwich-ul. Se pare că hărțile după care mă ghidez eu n-au mai fost actualizate de ceva timp și m-am rătăcit. După ce am coborât o vale care credeam că nu se mai termină și am ajuns la o linie de tren, oamenii ăștia au închis trecerea pentru că nu era safe, treceai peste, și au construit undeva la câteva sute de metri, dar eu habar n-aveam. Am urcat din nou acea pantă. Acolo cred că mi-a luat o oră, două ore, cu multe pauze, pentru că ăsta este foarte greu, am zis că nebunesc. Și într-un final, după ce am făcut toată asta, am rămas și fără apă. Am lăsat rușinea la o parte și am cerut cuiva apă și de acolo am bidonul ăla. Dar ce vreau să vă zic este că nu ajung în prima zi unde mi-am propus. Și mai știți voi vorba aia cu tot răul spre bine? Ia să vedeți unde mi-am pus cortul. De-abia aștept să mă culc, sunt foarte obosit. Da, ce să mai zic? Sunt fericit. Chiar dacă m-am abătut eu de la traseu, am găsit pe Airbnb un camping, dar văd că sunt singur, cu o piscină aici, cu locuri acolo unde poți să stai, nu știu, dacă aș avea chef în seara asta aș edita, dar nu cred că o să editez în seara asta. Și mi-am instalat și eu cortul. Ah, aici trebuie să mai ridic, trebuie să îndrept ăsta, dar nu-i nimic, o să-l fac după. Avem salteluță, avem sac de dormit, geanta e aici, geanta, rucsacul, geanta. Și trebuie să mă duc neapărat să-mi iau brichete, pentru că dacă mi se strică bricheta aia, nebunesc. Da, ăsta este cuibușorul meu în seara asta. Dacă vă uitați voi, n-am mai ancorat din lateral, pentru că n-are rost, nu e vânt și nici mâine nu o să fie. Și am mai văzut la lume cine vrea să ancoreze din lateral, bine, cine nu, nu. În piscina asta nu o să fac baie, că nu e vreme. Cu toate că am impresia că apa este caldă. Ia să vedem noi. Uite, bag acolo, dar e murdară, băi frate. A, e caldă apa, dar e murdară. Da. Și în spate acolo am dușul și toaleta. Zic că e super ok. Un plus este că avem și priză. Și ce bine mă simt, chiar mă simt bine și liniștit. Pentru cei care întreabă ce cord este, este Lansham 2, parcă. Oricum, mă uit și dacă întrebați cumva prin comentarii, eu o să vă răspund. Hai la chioșcă! Și după aceea să facem un duș rapid, că se lasă seara și se lasă frigul. Gata, am făcut și eu duș. Și am stat de vorbă cu femeia asta de aici și mă întreba de ce nu fac, de ce nu intru în piscină. Păi ea nu știe că eu sunt învățat cu alte temperaturi, nu cu temperaturile astea de la ei de aici. În fine, am învățat azi două chestii. Prima, că harta aia nu trebuie să o iei așa cum este desenată ea, pentru că până la urmă drumul ți-l faci cum vrei tu. Așa că de mâine voi personaliza tot acest traseu. Iar al doilea lucru pe care l-am învățat, de fapt îl știam, doar că mi l-am reamintit, pentru că n-am mai făcut astfel de drumeții de foarte mult timp, este că eu sunt predispus la opărerile între picioare. Da, ți-a auzit bine? Eu vă zic totul, m-am opărit între picioare și mâine o să fie distracție. Dar am duș aici, o să vi-l arăt mâine, n-am mai stat acum să filmez. E foarte mișto dușul, cred că e o anexă făcută acum de câțiva ani, dar e foarte, foarte drăguț, e tipic duș de la de munte. Mi-am și spălat hainele, pentru că așa obișnuiesc să fac, să am haine curate pentru a doua zi. Bine, eu am două rânduri de haine, dar să fie spălate. Și ca să vă bag de tot în poveste, uitați, ăsta este santopul, el a uscat, se va usca până mâineață, și ăștia sunt chiloții.
mi-ați văzut și chiloții. Și uitați cât de drăguț arată cortul meu. Da, mai stau un pic și mă voi culca. Nu o să mă pun să editez, pentru că singurul minus este că eu am priză tocmai acolo, unde v-am arătat eu mai devreme. Acum e bateria mea de la GoPro, l-a încărcat. Iar aici, nu înțeleg de ce n-au instalat nicio priză. Mi-a zis că aia de acolo nu funcționează. Aici ai avea nevoie să editezi, să, nu știu, să stai pe laptop dacă e ceva. Dar asta e. Și acum, la final, vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Dați și voi un subscribe, un clopoțel, urmăriți-mă pe Instagram, v-am zis că pun story-uri zilnice, sunt acolo 100%. Vlogurile astea nu știu când apar. Piscina e cu noi, nu fac baie, doar că e tentant într-adevăr. Ne vedem data viitoare, nu? Pa, pa!